Zi de mare sărbătoare pentru una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din municipiul Râmnicu-Vâlcea. Colegiul Național Mircea cel Bătrân a împlinit 100 de ani de la înființare. Cu acest prilej a fost dezvelit și bustul domnitorului care dă numele liceului, în ciuda demersurilor de a bloca această manifestare, făcute de conducerea Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, absentă ca de obicei la astfel de acțiuni. Pentru mine este o onoare să fiu directorul colegiului la sărbătorirea centenarului. Mai ales că am fost elevul acestui colegiu, absolvent al promoției 1984. Vreau să vă mulțumesc la toți care ați răspuns invitației noastre, toți care sunteți prezenți alături de noi în această perioadă, în această stare de alertă, o perioadă mai dificilă. Vreau să mulțumesc în primul rând primăriei Râmnicu-Vâlcea, domnului primar Mircea Gurdău, pentru toate investițiile care le face în municipiul Râmnicu-Vâlcea, în învățământ în special, și în special investițiile care au fost făcute în acest an, cu ocazia centenarului la Colegiul Național Mircea cel Bătrân. Pentru mine este un moment extraordinar de plăcut să particip astăzi la finalizarea unei munci de aproape un an de zile, atunci când domnul director a venit și a spus că vrea să sărbătorească împlinirea celor 100 de ani, a trebuit să comandăm rachetele, a trebuit să scoatem la licitație și felicit sculptorul care este alături de noi și vreau să-i mulțumesc pentru reușită. Iar modelizarea holului și spațiului din față, cât și modelizarea sării de festivități, care este întregime modelizată și așa cum spuneți dumneavoastră, și eu sunt de acord că este una dintre cele mai frumoase din țară. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care sunteți prezenți aici. În schimb, nu pot să vă arăt amărăciunea pentru faptul că oameni care sunt plătiți să răspundă învățământul vâlcean, nu numai că nu s-au prezentat astăzi aici, mă refer strict la inspectorul general, ci doar au trimis și adrese ca să blocăm această activitate. Mi se pare strigător la cer și mi se pare că în 30 de ani nu s-a înțeles nimic din democrație și acest lucru mă supără cel mai mult. Și cred că unor ale trebuie o viață să înțeleagă ce înseamnă democrația. Domnul director, vă felicit, vă doresc tot bine de lume și trebuie să fiți mândru că dacă veți fi schimbat, veți schimbat exact la 100 de ani de la ființarea liceului. Mulțumesc! La inițiativa primăriei municipiului, Colegiul Național Mircea cel Bătrân s-a îmbogățit cu un nou spațiu de învățământ, clădirea din imediata vecinătate de pe strada Popa Șapcă, în care anterior funcționa Liceul de Arte Victor Giuleanu, instituție relocată în prezent în cartierul Nord într-un imobil mult mai adecvat. După un amplu proces de modernizare, cei aproape 300 de elevi de la clasele 04 ai colegiului au acum la dispoziție o clădire doar pentru ei, evitându-se în acest fel interacțiunea cu ceilalți 1400 de elevi din clasele de gimnaziu și de liceu.